La 134 de ani de la trecerea în ființă a poetului Mihai Eminescu, preotul Ștefan Manole a ținut în cadrul parohiei Izvorul Bărzii o slujbă de pomenire în numele marelui poet român. Au fost depuse flori de tei și au fost recitate poezii. Ne rugăm pentru odihna dormiților robilor lui Dumnezeu, poetul național Mihai Eminescu, pomenit la 134 de ani, la trecerea sa la cele veșnice, părinții Gheorghe și Raluca, frații Șerban, Nicolae, Iorgu, Roxandra, Ilie, Maria, Glaie, Marieta, Matei și Vasile, cu tot neamul lor ce l-a dormit, și pentru ca să ni se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. O zi cu o puternică încărcătură pentru toți românii, astăzi a fost comemorat marele poet Mihai Eminescu, fiind realizate evenimente în toată țara. Astfel, poetul neamului românesc a fost omagiat și în cadrul parohiei Izvorul Bârzii. Evenimentul a început cu o slujbă de pomenire a acestuia. Veșnică pomenire, veșnică pomenire. Fără-l Doamne veșnică pomenire. Din anul 2021, de când preotul Ștefan Manole a venit în cadrul parohiei Izvorul Bârzii, în cadrul bisericii au fost efectuate lucrări de reabilitare, iar acest proces continuă, asta pentru a crea un loc cât mai primitor pentru credincioși. Cu toate că are o vârstă fragedă, acesta a venit cu un suflu nou, ambiție și, cel mai important, vocație. Pe lângă plopii fără soț, adesea am trecut. Mă cunoșteau vecinii toți, tu nu m-ai cunoscut. Și mai departe spune acolo, o lume întreagă înțelegea, tu nu m-ai înțeles. Iată-ne, iubiți credincioși, aflați sub protia Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril, sub ocrotirea Sfinților Petru și Pavel, în al căror post doar ce am intrat, și ne mai aflăm într-o zi foarte importantă pentru noi românii și nu numai. Astăzi, 15 iunie 2023, se împlinesc 134 de ani de la trecerea la cele veșnice a celui ce a fost și este Mihai Eminescu, poetul nostru cu care ne mândrim peste tot în lume, pentru că în orice țară, când spunem Eminescu, se face liniște. Și ne-am strâns și noi aici să facem parastas de rugăciune pentru sufletul său și acum vreau să ascultăm câteva poezii interpretate de Ianis, tânărul parohiei noastre, pe care dumneavoastră îl cunoașteți, nu mai are nevoie de nicio prezentare. Ode în metro antic, de Mihai Eminescu. Nu credeam să învăț a muri vreodată. Pururi tânăr, înfășurat de manta, ochii mei înălțam visător la steaua singurătății. Când deodată tu răsări și în cale, îmi suferință tu dureros de dulce, până în fund boi voluptatea morții neîndurătoare. Jalnic arde viu chinuit ca Nesus or ca Hercul înveninat de hainai. Ochii mei stinge, nu pot cu toate apele mării. De-al meu propriu vis mistuim o vaie, pe-al meu propriu rug mă topesc în flăcări. Postere în viu luminos din el ca pasărea Flonix. Piară meu ochiul tulburător din cale, vino iar la sân, nepăsare tristă, ca să pot muri liniștit pe mine miere dămă. Totul a fost realizat în cel mai mic detaliu, de la slujbă la faptul că au fost recitate poezii de către tineri, au fost depuse flori de tei, deoarece acesta este un motiv des întâlnit în poezia eminesciană. La fel cum cinstim eroii neamului pentru că ne-au dat libertatea, la fel trebuie să-l cinstim și pe Mihai Eminescu pentru că ne-a dat frumusețea limbii române și din acest motiv astăzi ne-am adunat în acest loc să-l comemorăm. Sunt plăcut impresionată că este adus numele marelui nostru poet național și într-un lăcaș sfânt, nu doar în școli, biblioteci unde suntem obișnuiți.
Este deja o tradiție de când este preotul nostru Ștefan Manole în această parohie să-l sărbătorim pe Eminescu, să-l comemorăm și toate evenimentele importante din istorie, din cultură. Îmbinarea culturii cu biserica nu face decât să îi bucure pe enoriași și prezenți la eveniment. De-a lungul timpului, preotul Ștefan Manole a realizat tot felul de evenimente prin intermediul cărora a dorit să-i apropie pe cetățeni de biserică. Tânărul preot are planuri mari, care cu ambiție, dar și cu ajutor din partea oamenilor cu suflet mare, cu siguranță se vor realiza.